Sănătate, prieteni, și bine v-am găsit din nou. Vreau să facem împreună un unboxing, o prezentare la un set de șurubelnițe care au particularitatea că mânerul îi gol. Ce vreau să zic prin gol? El are tubulare în vârf, dar miezul nu e un miez solid, deci șurubul poate să treacă prin miezul acesta. Uitați-vă, îi de 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 și 13. Vera are foarte multe șurubelnițe de inox, pentru electricieni, izolate, poți să bați în ele seria 9000, dar printre care, printre multele seturi și mărimi diferite și tot felul de pentru funcții diferite sau aplicații, are și aceste șurubelnițe care, ia uitați-vă, au miezul gol. E acolo explicat, seria aceasta HO, e explicat cum șurubul rămâne acolo ca să învârți, dar metalul acela, adică piulița rămâne, dar șurubul se va duce în mâner cât îi nevoie. Și să vedem un puțin cum sunt, tocmai au venit din Germania și să vedem, să le desfacem împreună, să vedem un pic ce îi pe acolo. Și mi s-a părut un set care nu ar trebui să lipsească de la niciun instalator. Nu doar instalatorii au nevoie de ele, dar mai sunt aplicații care pot să folosească aceste chei. Dar ia uitați-vă cât sunt de minunate. Mânerul acela care ne-a obișnuit, Vera Craftform, care e patentat de ei, adică exact când strângi ceva în mână, va lăsa niște amprente exact cum îi mânerul acela construit. Și sunt 7 bucăți, ați văzut, de la 5 până la 13, mărimile uzuale. Aici vreau să vedeți puțin cum arată. Dacă sunt multe șurubelnițe și sunt șurubelnițe chiar cu tubulare, dar acolo, vedeți, miezul acela e gol sau cumva țeava aceasta se duce și e golă, deci nu e plină, până undeva aproape de sfârșitul mânerului. Deci cumva intră, rămâne acolo ca să strângi, dar șurubul va merge foarte mult pe tija aia în jos, cât se poate de mult, până aproape să iasă. Ia uitați-vă cum e și aici numerotat, dacă le ținem într-o gentuță, Vera are și sistemul acela Vera to go. Dacă le ții în sistemul acela, tu te uiți dintr-o privire și vezi, aceasta e tubulara de 13, aceasta e șurubelnița de 13, aceasta e de 10, de 8, cum vreți. Îți dă un grip foarte bine. Ia uitați-vă, exact forma care îți rămâne. Ei au studiat, au făcut pe plasteline, au făcut pe toate și toate formele acestea, cum rămâne, adică fiecare punct de pe mânerul șurubelniței are o prindere în palmă exact cum ar trebui să fie. Un set foarte bun care ne ajută atunci când montăm chiuvete, când montăm tot felul de din astea sanitare, și mi s-a părut foarte bun. Zic, trebuie să am și setul acesta pentru că mă ajută. De multe ori schimb singur, nu mai chem instalator ca să schimbe anumite baterii, anumite accesorii pe la baie, pe la bucătărie, și atunci îi nevoie în locurile îngustre să pătrunzi cu chei. Ori nu totdeauna poți pătrunde cu chei foarte bine și atunci setul acesta de tubulare te ajută foarte mult. După cum vedeți, aici ai pus una într-o parte, una în alta, și ați văzut cheile, numerele care sunt pe ele, ce feluri sunt, și mi s-a părut, spuneam, un set de excepție. Mai sunt și de la alții, dar cumva până la urmă noi suntem fani lucrurilor de calitate și dacă sunt lucruri de calitate, Vera merge pe topul calității. Și de aceea îmi plac sculele Vera. Prieteni, până data viitoare, sănătate, nu uitați să susțineți canalul într-un fel sau în altul și vrem să ne auzim sănătoși. Dacă v-a ajutat videoclipul, mă bucur, și multă, multă sănătate tuturor!